Salutare, prieteni, din nou în vitrină, într-un an nou, în 2023, unde ne bucurăm că suntem aici și suntem într-o continuitate, pentru că am început deja anul trecut. Pot să spun deja, pentru că mâine, poi mine, e anul nou pentru noi, adică undeva prin 15 februarie, și mă bucur în mod deosebit că astăzi, într-o zi de 4 ianuarie, am un invitat pe care chiar l-așteptam de mult. De ce? Nu neapărat că are numele care l-are și cine este, ci pentru că, în primul rând, o să am ce să schimb ca discuție și ca nivel de discuție la nivelul unei istețimi și ascuțimi a minții pe care, cu siguranță, o posedă și, cu siguranță, noi ne vom bucura pentru felul în care sper că vom purta dialogul de acum încolo, pentru că nu e nimic pus la cale. O salut și spun bun găsit și un la mulți ani Eugeniei Crainic. Fostă bărdaș. Da. Bine v-am găsit, vă salut și eu cu drag. Mă bucur că am venit în 4 ianuarie, chiar mă gândeam când am plecat de acasă, zic, măi, lumea fiind plecată la schi, am fi norocoși dacă avem doi telespectatori. Dar uite că, da, nu trebuie să am niciun produsul nostru, știi care este acum, se dă live, dar ceea ce înseamnă că el rămâne pe la stradă, da, sau pe alte pagini pe care noi le distribuim. Deci să nu fac iluzii. Rămâne acolo și cine vrea să se uite, se va uita de acum încolo. Jenny, pentru că putem să purtăm acest nivel de discuție amical, așa cum îmi place mie să o port cu fiecare dintre invitații mei, chiar dacă nu suntem de aceeași vârstă, de același leat, nu noi doi, ci cei pe care am avut invitați sau pe care o să iam. Așa cum spuneam, vom vorbi de mai multe lucruri, dar aș vrea cumva să inițiem o puțin ceea ce înseamnă personalitatea ta, cine ești tu până la momentul ăsta, din momentul în care te-ai, practic, ai scos capul așa la lumină în comunitate. Un bot de humă, știi? Cine sunt? Păi, lumea, nu știu, cel puțin arădene știu cine aș fi. Nu știu ce să zic despre asta. Mi-am adus aminte acum că tot am vorbit noi înainte de emisiune despre vremea liceului. Acum mi-am adus aminte de vremea când eram în anul întâi de facultate la balul bobocilor și venise acolo o trupă, Tact se numea, și la un moment, eu fiind și ziarist în același timp, eram angajată la ziarul Adevărul deja și câștigam acolo banii de țigări, așa ziceam noi, pentru că eram plătiți într-un anumit fel la colaborări, le spuneam noi, adică fiecare articol pe care îl scria era remunerat. Prin urmare, aveam niște bani de... dar eu eram mai mult decât atât, eram chiar angajată în urma unui concurs la ziarul Adevărul, în fine, revin la balul bobocilor și mergând acolo și văzând niște nume, zic, măi, ar trebui să fiu și aici ziarist puțin, știi? Și la un moment dat m-am apropiat de unul dintre membrii trupei Tact și l-am întrebat cu reportofonul în mână, desigur, îmi spuneți, vă rog, repede cum vă numiți și cum și ce, aș vrea neapărat să vă iau o declarație înainte de spectacol, la care, mă rog, a fost, îți dai seama cui m-am trezit și o să-i spun una ca asta, tocmai lui Dragoș Moștenescu, deci asta n-am spus-o. Ai nimerit bine. Da, am nimerit bine, știi? După care m-am gândit brusc, Dumnezeule, ce am făcut? Cum este posibil tu, ziarist, să te duci în fața cuiva și să nu știi cum îl cheamă și să mai vrei să iei și o declarație, un interviu? Am înnebunit. Și toate îmi treceau așa în devălmășie în cap, la care el cu foarte, foarte multă bunăvoință îmi spune chiar același lucru, la care chiar nu știi cum mă cheamă. Probabil m-a tutuit pentru că eram foarte tânără, foarte... Și... zic, da, zic, este o greșeală, mi-a trecut acum prin minte, nu mai îmi spuneți cum vă cheamă, dar dați-mi o declarație, cum mă documentez după, știi, așa, și a fost cea mai mare sperietură pe care am avut-o vreodată, pentru că m-am aruncat în apă și nu știam încă să not și eram nedumerită și ușor încurcată de situația respectivă. În fine, cine sunt eu? Eugenia Bărdaș. Am venit în Arad la 14 ani, când pentru a merge la liceu, pe vremea mea așa era, dădeai examen în clasa 8, veneai, făceai liceul la Arad, după care mai vedeai tu ce făceai. Cred că am fost unul dintre puținele cazuri care neapărat visând eu să devin prezentatoare de meteorologie, o viitoare Romica Jurca a României, da, la vremea respectivă, tu, adică da, asta îmi doream eu TV. Să fac, da, da, îmi doream să fac carieră în televiziune. Drept care, eu sunt unul dintre puținele cazuri care am venit la Arad special să mă duc la liceul Hidro. Alții ajungeam... Ați imaginat că de acolo se pornește. Mi-am imaginat că e puntea de plecare. N-ai să poți să prezint niciodată. Să fie hidro, meteo, da, și să știu ce, cu ce se mănâncă
lucrurile. Deci la un moment dat, dacă n-aveai prompter, puteai să zici de pe de rost. Adică... Categoric, absolut, nu se prindea. Da. Și asta îmi doream eu în capul meu, era că voi ajunge cândva la televiziune. Nu eram novice în televiziune, pentru că vremea lui Ceaușescu, oamenii nu își închipuie cât de greu este, era, mă rog, să ajungi să, într-o televiziune pe vremea lui Ceaușescu. Eu ajunsesem chiar și atunci, eram unul dintre copiii... Păi stai puțin, da. Pe vremea lui Ceaușescu, cum să ajungi într-o televiziune? Televiziunea era doar la București. Da, acolo. Tu-ți doreai de atunci? De atunci, chiar am ajuns în televiziune și am prezentat emisiunea care se numea pe vremea aceea Lumea Copiilor. Nu știu dacă îți mai aduci aminte, era o emisiune care... Eu știam de Făriți-vă de Măgăruș, sau mă rog, da, și de asta. Asta era târziu deja. Era emisiunea Lumea Copiilor, care avea loc în fiecare duminică la prânz și de câteva ori am plecat eu ocupând una dintre funcțiile cele mai mari care puteau fi acordate unui pionier la vremea respectivă, pentru că aveam note foarte bune la școală, eram măsurat așa cu șublerul, aveam dimensiuni potrivite ale feței încât așa, dantură perfectă, prin urmare puteam, corespundeam, nu aveam trac, nu aveam emoții, puteam vorbi cu ușurință în fața camerelor și mai ales am fost selectată pentru că puteam să rețin un text față verso în jumătate de oră. Mă rog, ne-a bătut la mașină, cum era pe vremea respectivă, pentru că atunci nu puteai fi spontan, trebuia să știi totul pe de rost. Și ca atare, am ajuns în ipostaza de a merge la București. Sâmbătă plecam cu acele aneuri, cu avionul. Eram condusă de fostul președinte al Organizației Pionierilor pe județul Arad, care era domnul Pătrăuță, îl salut dacă se uită la emisiune, cine știe, și mergeam noi la București. Duminica dimineața ne întâlneam cu Poliana Cristescu, care era soția lui Nicu Ceaușescu, wow, ne verifica dacă știm textele, ea era președinta Consiliului Național al Organizației Pionierilor, eu eram locțitoarea ei, deci chiar era cea mai mare funcție care îi se poate acorda unui pionier, și intram în emisiune live la ora 12 la Televiziunea Română 1, unde prezentam această emisiune pentru copii. Dar într-adevăr era o emisiune live? Da, era emisiune live, doar că textele erau învățate pe de rost și nu aveam voie să fim spontane absolut deloc. Dacă se întâmpla ceva, se ocupau ei. Niciodată n-am știut ce au făcut, dacă s-a întâmplat ceva sau dacă am uitat vreun text, știi? Deci pur și simplu zădeau textul, învăța, iar eu când am ajuns în fața camerelor, eram în clasa a șasea, de pildă, când am avut prima experiență, au mai fost și altele după aceea, dar nu puteai intra în fața camerei, aveai pompoanele alea, aveai cravată de pionier, insignele toate, șnurul albastru pe care îl purtam eu. Noi, pionierii, cele mai tinere vlăstare ale patriei, ne angajăm să învățăm, să muncim și să învățăm, acum cu deosebită căldură și dragoste ne-a îndemnat tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea celei de-a cincea. Da, uite, așa a fost pe vremea aia, să vadă și mileniali cu ce ne ocupam noi când era musai să te ocupi cu așa ceva, mai ales dacă puneau ochii pe tine cei din organizațiile pionierești și te mai și pricepeai să scoți două vorbe din gură și să să fii fără emoții în fața camerelor și să poți să prezinți lumea noastră a copiilor, trucată desigur, pentru că aveau foarte multe probleme foarte mulți dintre copii pe vremea respectivă, însă dacă, așa știam eu cel puțin, sau am fost crescută sub umbrela asta, dacă învățai bine, ajungeai departe și asta m-am străduit să fac, să învăț bine, să ajung departe. Am ajuns cine știe cât de departe, dar de învățat bine. Dar uite, pare să că ai fost precursor a ceea ce înseamnă statutul de vedetă TV, nu? Nu neapărat, dar să fim serioși, că cel mai mult mi-a plăcut scrisul, s-a dovedit ulterior. Însă televiziunea am făcut cu drag, aveam o emisiune, am avut-o câțiva ani, de altfel a fost la televiziunea locală Intersat, ulterior da. Info TV, deci la Info TV am avut o emisiune aceea de marțea, 3 ceasuri rele, mereu începeam emisiunea așa și a fost chiar mi-amintesc de o fază drăguță, producătorul emisiunii mele era actualul viceprimar domnul Faur și la un moment dat mi-a atras atenția, draga mea, emisiunile tale sunt deosebite, zice, aduce invitați interesanți, erau cu intrări în direct, trebuia să ții în mână oameni care s-ar fi putut să te întrebe absolut orice prăpastie, puteai să cazi în hău și să nu mai ieși niciodată dacă nu erai atent. Și îmi spunea, dar nu mai începe, dragă, emisiunile cu bine ați venit la minunata noastră emisiune. Zic, de ce? Emisiunea este minunată!
niciodată n-am considerat că trebuia să vină cineva din exterior să-mi spună că e minunată emisiunea. Aveam eu senzația când o făceam și atât de mult munceam pentru fiecare emisiune că nu mi se părea nimic deplasat sau niciodată deplasat să spun că emisiunea e minunată. Îți făcea un marketing foarte da, bun din start. Da, marketingul meu, da, personal. Revenind așa, m-am dus la liceul ăsta, mi-a plăcut foarte mult, în sensul că învățam lucruri, adică eu o umanistă prin definiție, pentru că să citesc și să scriu mi-a plăcut dintotdeauna, m-am dus la liceul ăsta pentru că în mintea mea așa a fost. Vreau să devin prezentatoare de meteorologie la televizor. Nu credeam la vremea respectivă, nimeni putea visa la mai mult decât atât. Adică aici mi se părea mai că e o breșă și că după ce îmbătrânește suficient Romica Jurca, pot să-i ocup locul. Adică aveam așa o siguranță. Deci erai țintită, da, țintită, da, să iau locul, știi? Și, pe de altă parte, și părinții mei au fost foarte mulțumiți pentru că majoritatea, mă rog, un elev bun se îndrepta spre un liceu, cum știu și eu, spre un fost slavici actual Moise, adică spre un liceu teoretic, sigur că urma să faci o facultate, nici mie, nici prin cap nu mi-a trecut vreo secundă să nu fac facultate, dar ei s-au bucurat de ce? Pentru că, eu nu știu dacă ți-amintești, pe vremea, pe vremea liceu așa, deci înainte de 89, înainte de Revoluție, după ce terminai un liceu, primeai o repartiție undeva, deci aveai serviciu imediat cât ce terminai liceu, mai ales dacă era un liceu în care erai pregătit pentru o profesie. Și cam toate te pregătea. Liceul chimic pentru chimie, era combinatul chimic, liceul hidro te pregătea pentru hidrologie, secția de meteorologie, ajungeau toți în stațiile meteorologice din țară și acum am colegi, prieteni, foști colegi care lucrează acolo de o viață. Deci erau foarte fericiți. Oh, uite, doar ce bine s-a orientat fata asta. Că eram mort, zicea tata, că o să se ducă și asta la un liceu teoretic și nu o să învețe nimic pe acolo. Adică acolo era nimic din cogerea, măi, era ceva. Adică aici rămânea, aveai o profesie și nu-ți bătea ca. Bineînțeles că atâtea s-au sucit lucrurile că într-un final n-am mai făcut bun, asta. Și atunci obiectivul ăsta tău de a ajunge în televiziune, de a prezenta rubrica Meteo, de ce a fost el risipit? De ce s-a stins? S-a stins de ce? Pentru că eram în clasa 12-a când a venit Revoluția. Și am, după părerea mea, la 18 ani să se întâmple așa ceva în viața ta și să nu știe nici măcar părinții noștri, nici cunoscuții noștri, nimeni nu știa cu ce se mănâncă viitorul imediat, dar minte viitorul îndepărtat, am intrat așa într-un tumult, oamenii mai știau că trebuie să alerge, nu știau oare ce ar fi de viitor, oare spre ce să îndreptăm copilul, pentru că orice s-ar spune, foarte puțin dintre copiii de 18 ani știu exact ce vor să facă cu viitorul lor. Văd asta, am văzut-o și în cazul meu și în relația cu copiii mei, am văzut-o și în relația altor prieteni cu copiilor. Deci foarte puține sunt cazurile când într-adevăr da, știe tânărul ce vrea să facă sau mai sunt și acelea în care sunt canalizați. Dacă sunt părinții doctori, te canalizează în așa fel încât să ajungi tot doctor, pentru că dacă tata deja are cabinet, ar fi păcat să-mi faci tu medicina, să ajungi în cabinet cu el la moștenire. Deci moștenirea se păstrează. Da, moștenirea se păstrează și uite-te la tine. Iată, uite că acum am venit, știi? Adică sunt și mai ales dacă vei și auzi în casă aceleași lucruri ani de zile și inerent îți intră în piele, îți intră în trăire, în suflet și de multe ori alegi natural profesia predecesorilor tăi. Dar nu a fost și cazul meu. Ai mei fiind oameni simpli, mama a fost contabilă și tata șofer profesionist. Ca atare, la noi în casă se vorbea despre cifre, mie nu-mi plăceau, îi plăceau fratelui meu, iar tata rar despre vorbea despre câte ceva, vorba, despre șofer nu putea fi vorba, pentru că, da, absolut, plus că tot ce înțelegeam eu din profesia lui era că era plecat de lunea până vinerea, era șofer de cursă lungă, dar pe România, și lucra cu cooperativele meșteșugărești care produceau tot felul de lucruri și se ducea să le ducă la diverse întreprinderi, în fine, toate produsele alea. În fine, înțelegeam munca, dar nu îmi spunea nimic. Adică pentru mine era profesia cea mai nepotrivită, pentru că nu-i tata acasă 5 zile. Venea sâmbăta și duminica și încercam să tragem de el în toate părțile. El ne-a iubit foarte mult și a făcut ce îmi plăcea. Mi-aducea cărți, mi-aducea penar cu magnetă, mi-aducea lucruri pe care copiii nu le aveau din țară, numai temiri de prin cetă. Și eram fericirea întruchipată că, uite, un avantaj al faptului că am tată șofer profesionist. Dar revenind, el nu a putut și nici mama să mă îndrume clar. Mă, uite, dacă faci asta, pentru că nu știau nici ei. Uite, dacă faci asta, va ieși bine. Dacă faci ce mi-a spus în tata, însă tata mi-a zis, măi, zice, uite, mi se pare mie că să fii judecător e așa ceva domnește. Tata din pâncă, domnei, îmbrăcată, negru, o fundiță. Păi, domnește, înțeleg? Adică, du-te, mă, tată, și de la drept, mă. Și fă tu dreptul și fă-te judecător. Ce, tu vorbești frumos, ai logică, îți place să citești, nu te plictisești să citești dosare peste dosare peste dosare peste dosare.
încearcă să faci chestia. Și a fost așa o întâmplare, o conjunctură familială, am eliminat, mie mi-ar fi plăcut de pildă să merg la medicină, pentru că învățam foarte bine și am văzut că deja în clasa a 12-a deja am văzut ce înseamnă televiziune, am tras cu ochiul imediat, mi-am dat, măi, nu cred că mai vreau aia ce voiam, poate atunci și cu mintea de atunci, și, dar acum nu, însă medicul, Dumnezeule, mai ales cum știi, mă gândeam, aș fi fost un chirurg extraordinar, poate s-o pierdere pentru medicină, habar n-am, la un moment dat mi s-a agățat pisica într-un gard, am luat-o, am cusut-o, adică pot să fac lucruri, mi se pare că cred că s-o pierdere pentru medicină, dar tot tata m-a deturnat și, repet, copiii nu știu la 18 ani, foarte mulți dintre ei, mai ales în situația noastră, că atunci nu puteai lua o decizie. Ce remarcă la n-am momentul discuției noastre este faptul că la momentul acela ai avut mai multe porniri, venit chemări, exact. Și practic nu s-au materializat. Da, dar, nu s-au oricum, materializat. Fondul acesta, cum am spus la început, iscuțimea, istețimea, faptul că nu te-ai lăsat. Și deci ai performat în alte domenii decât am performat în alt domeniu și singurul domeniu pe care îl recunosc din viața mea și singurul domeniu în care consider chiar că am ajuns la un oarecare nivel de performanță a fost ziaristica. Și aș preciza aici că ziaristica m-a găsit pe mine și nu eu pe ea. Nu cred. Deci ziaristica nu te-a pierdut. Nu, în niciun caz. În niciun caz. Și dacă mă întreabă cineva astăzi ce sunt, cu siguranță sunt ziarist. Mai mult decât orice. Între timp am absolvit încă o facultate, mi-a trebuit foarte mult, o să-ți povestesc dacă vrei, de ce și din de ce și pentru ce. Dar nu am considerat niciodată că sunt altceva. Scriam cu o ușurință fantastică, observam lucruri cu o ușurință fantastică. De unde s-a venit ușurința asta de a scrie? Și, de unde? N-am să știu niciodată. Da, natural, e nativ, sau... e pur și simplu nativ. Nu poți să te duci la școala de poet să devii poet. Asta e sigur. Pe de altă parte, nici ziariștii foarte mari nu au terminat facultatea de jurnalistică. Țin minte că deja eram ziarist, deja eram conduceam un departament la ziar, au venit niște copii, copii. Erau mai mici decât mine cu câțiva ani, dar erau studenți la jurnalistică și erau în anul 3. M-am trimis-o pe o tânără să scrie o știre, să relateze ce se întâmplă pe un anumit șantier. S-a întors înapoi, a scris jumătate de zi, a umplut două foi, am și mie o știre care să răspundă la cele 5 întrebări clasice și nu le intuise, nu asta. Păi zic, ești anul 3, ți-am cerut o știre. A, păi n-am ajuns încă la lecția cu serios cu... Îi trebuia să învețe la da, trebuia școală, să învețe să la ce școală. Să... Ori eu când am ajuns la ziar, o să-ți povestesc pentru că e o întâmplare drăguță, nici nu se punea problema să nu știu ce e o știre, dar nu știam pentru faptul că trebuia să o învăț la o școală, o știam pentru că citisem ziare. Adică eram un cititor de ziare, știam ce la reportaj, pentru că citeam reportaje, citeam reviste, abia așteptam să prind un almanac și pe vremea lui Ceaușescu, abia așteptam să prind o revistă din străinătate, abia așteptam. Am învățat engleză în clasa a 5-a și a 6-a, vorbeam deja cursiv, deși trăiam într-o perioadă în care nu aveam deschiderea pe care au copiii de astăzi, era ceva deosebit să poți să vorbești o limbă străină atunci, în condițiile în care nu aveai unde să o auzi. Astăzi toți o pot auzi, o pot învăța repede. Eu am învățat-o cu mult chin și cu multă caznă din manualele mele de engleză deci și cu ajutorul profesorului meu. Aveam unul care era profesor de engleză, mergeam la el și m-a canalizat, m-a îndrumat, dar m-am căznit să fac asta pentru că știam cât este de important. Nu știu cum, mi-am dat seama mereu cu un minut înainte ce ar fi important pentru mine să fac mai departe, să-mi fie bine. Nu crezi că este o proporție utilă între ceea ce înseamnă experiența dobândită prin învățătură sau temperamentul pe care l-ai pentru o atracție către o profesie? Da, aș putea spune că da. Nu, temperamentul contează, dar știi mai din ce punct de vedere al muncii. Pentru că poți să fii genial, al energiei, da. Poți să fii genial și te poți pierde foarte ușor dacă nu ești conștient că trebuie să depui efort. M-am confruntat cu asta, am văzut cazuri, multe, multe cazuri asemănătoare, oameni inteligenți, cu o capacitate de asimilare extraordinară, cu calități dovedite, nu au reușit să-și depășească anumite praguri, tocmai din cauza faptului că nu s-au întrebuințat foarte mult, n-au muncit foarte mult. Dacă și munceau puțin, valorificând tot ceea ce le-a fost dat nativ, ajungeau mult, mult, mult mai departe.
Eu am muncit foarte mult și, cum spun, mi-am folosit foarte mult memoria asta a mea de-a lungul timpului. La un moment dat simțeam nevoia că trebuie să mai fac ceva, că așa ajung și la a doua facultate. Citeam mult, făceam traduceri pentru diversi avocații din Arad, traduceam, terminasem deja de mult facultate, eram deja angajată la ziar, dar mai făceam un ban traducând acte juridice. Trebuia neapărat să mă duc la București, așa era atunci, în anii 90, să-mi obțin licența de traducător. Eu neavând și am zis, măi, decât să mă tot duc să-mi iau licența aia și să-mi o reînnoiesc, să-mi o reștampilez, ia să fac eu facultate de litere engleză special ca să pot să fiu, să nu mai depind și să fiu autorizată din stat. Așa am ajuns și la a doua facultate. Dar, dincolo de asta, revin. Nu m-am gândit nicio secundă că voi ajunge ziarist, nu m-am gândit nicio secundă atunci când am dat la drept că voi ajunge jurist. Îmi plăcea foarte mult ce se întâmpla acolo. Am învățat bine pentru că mi se părea interesant și am avut și șansa profesorilor de Cluj, care cel puțin cei trei monștri sacri, nu? Când spui Basarab, Mureșan, Hanga, nici nu mai are rost să vorbești despre altceva. Dreptul rom. Și acum îmi aduc aminte cum ne-a povestit cum stau plămânia și dacă plutesc pe apă, unde naiba se duce moștenirea aia. Și era ceva fenomenal. Îmi plăcea povestea. Deci, vezi, până și acolo mie îmi plăcea povestea. Nu îmi plăcea criminologia, în schimb îmi plăcea criminalistica, pentru că acolo putea să încropesc. Când mă duceam de pildă în morgă, m-am dus de bunăvoie, nu ne-au forțat să ne ducem, dar m-am dus. Voiam să văd plagă înjunghiată, voiam să văd tot ce se deci, putea vedea. Deci, până la urmă, tot spiritul acesta de curiozitate te-a mânat, o curiozitate, să-ți dezvolți cum ar fi personalitatea. Exact. Faptul că ai făcut două facultăți la nivelul orașului Arad, faptul că ai plecat dinspre locul tău de naștere, spre orașul Arad, dar nu ai depășit, nu te-a făcut să te oprești undeva, să ai o limită? Să crezi că noi avem limite în momentul în care alegem locul în care ne formăm? Hai să spun ce avem noi. Noi avem în noi o comoditate extraordinară și un egoism, toți îl avem. Este noi absurd ca specie? Să spun. Noi ca specie. Uh-huh. Da, noi ca specie. Noi alegem pentru noi ce ne este nouă bine la un moment dat. Au fost N cazuri în care puteam să aleg să rămân într-o țară străină. N, nu unul. Și de ce n-ai făcut-o? Cu job, cu absolut tot. De ce n-ai făcut-o? Invitată de-a dreptul. Pentru că mi-era atât de bine aici. Pentru că n-am avut absolut... Mă și gândeam... întotdeauna am pus în balanță unde mi-ar fi mie foarte bine. Păi foarte bine nu cred că mi-ar fi fost să mă duc să lucrez un 10-12 ore într-o țară străină și să nu pot să urc în mașină sâmbătă, să mă duc până la IMEI, să mă duc până la mare, să urc într-un avion, să mă duc cu mașina până la București, urc într-un avion, mă duc până la Nicosia, urc... adică n-aveam nicio restricție, mi-era atât de bine aici. Pentru ce m-aș fi dus? Și pe de altă parte, făceam o meserie pe care o iubeam. Adică eu am ajuns ziarist într-un moment în care nimeni nici măcar nu visa să ajungă ziarist cu atâta ușurință cu cât am ajuns eu. Eu m-am dus să dau concurs la ziarul Adevărul de Arad, după ce stăteam... Hai spune, apropo de întâmplare. Da, apropo de întâmplare, stăteam cu colegii mei, eram în anul întâi la drept și fumam, bineînțeles. Adică nu bineînțeles, pur și simplu fumam, îmi plăcea să fumez. Atunci m-am apucat la 18 ani, am fumat o țigară, două, după care m-am apucat așa, gospodărește. Și ajunsesem la un anumit număr de pachete, adică chiar spre două pachete pe zi. Fumam toate fetele, fumau toate fetele. Atunci nu țin minte să fi fost vreuna dintre colegele mele să nu fume. Ei, dar spre deosebire de altele care veneau probabil dintr-o familie mai înstărită, nu era și cazul meu, zic, ca să fumez. Ar trebui să-mi întrețin viciul ăsta. Tata a spus că nu întreține viciul ăsta, întreține facultate, întreține mâncare, întreține haine, întreține multe, dar vicii nu. Măi, zic, ce știu eu să fac, știi? Și eu, din una în alta, eu citind presă, chiar am citit presă mereu, eram foarte curioasă, chiar și presă socialistă citeam, îi citeam bunică mie de la Măderat, care nu mai vedea bine, avea un diabet și îi afectase vederea, și citeam ziarele alea cap-coadă, pentru că ea voia să audă ce se mai întâmplă maică pe-n lume. Și citeam cap-coadă ziarele alea cu voce tare, ani de zile, nu ani de zile, deci ani. Și citeam presă, știam multe, foarte multe pentru un tânăr de vârsta mea. Și îmi căzuse ziarul Adevărul de Arad pe mână, era acolo pe una dintre mesele de a ști unde e Ateneu. Ai fost vreodată la Ateneu, în clubul Ateneu, unde își făceau via cu studenții la drept pe vremea anilor 90, de început anilor 90, acolo sub actualul McDonald's, da? Ei, și stai și încade pe în mână un ziar Adevărul. Și văd acolo, ziarul Adevărul angajează redactorii cu normă întreagă să îndeplinească următoarele condiții, să aibă experiență în scris, să fie absolvit nu știu ce, să nu îndeplineam absolut nicio condiție dintre alea.
Dar zic, la concurs m-aș duce. Ce să fac, ce să fac, mă toți vad, vorbesc cu prietena mea, Claudia, zic, uite, Claudia, ce să fac, așa m-aș duce, măi, uite, asta știu să fac, cred că știi să fac. Oare ce poți să ne dea la concursul ăla? Că nu ne dăduse o bibliografie, zic, nici nu trece prin minte cum ne-ar putea testa dacă suntem în stare să fim ziarii sau să scriem ceva. Dar zic, poate că nu e vorba despre asta, poate cine știe ce ne pune să facem, să scriem, să nu știu ce. Măi, eu mă duc să încerc, știi? Dacă nu, ce poate să-mi facă extraordinar? Să mă dea afară, nu? Sau să nu mă primească la concurs, sau să, da, pur și simplu să... Și mi-am făcut un CV, pentru că trebuia să depunem, și acum țin minte, pe o foaie verde, nici măcar n-am avut o hârtie coală ministerială albă, ci verde, nu știu cine mi-a dat o coală ministerială verde, și mi-am făcut un CV. Eugenia Bărdaș, nu știu ce studia, ei, dar am spus că sunt născută un pic mai devreme, că am absolvit, ce cereau ei acolo, ce mai, ce aia, îți născută, ca să pic pe cerințele postului. Da. Și ia că mi-am depus ăla și m-am prezentat la concurs. La concursul respectiv participau 87 de candidați. Deci au fost 87 de oameni care doreau să lucreze la ziarul Adevărul. Atunci mi-am dat seama ce fac. Dumnezeule, ce fac? Mă duc și lucrez aici? Nu se poate. Am primit subiectele și acum țin minte, era o testare. Am primit un text mai larg pe care trebuia să-l citim și să-l transformăm într-o știre de câteva rânduri, să vadă probabil dacă știm să contragem, dacă știm să înțelegem dintr-o mare varietate de informații, să o restrângem și să o folosim în ziar pe post de știre. Trebuia să realizăm de asemenea un reportaj, Aradul în 60 de minute se chema, și trebuia să ne imaginăm că străbatem o anumită porțiune din municipiu și cu ochii minții ce ne-am imaginat noi. Ne-am duc aminte exact subiectele pentru că m-am gândit mult la ele. Am văzut și cunoscuți care deja erau profesori în sală, care veniseră la concursul, erau absolvenți de facultăți importante. Eram, zic, Dumnezeule, ce fac eu aici, mă? Adică ce fac? Ce faci? Îmi spuneam, du-te acasă și termină cu prostiile, fugi, nu? Păi ce, da. Dumnezeu ai făcut, te-ai dus? Nici nu m-am gândit că intru, mai ales când am recunoscut în sală niște oameni pe care, despre care auzisem, știam cine sunt, ce pot, zic, măi, toți ăștia vin să dea concurs aici, nu se poate să câștig eu cine s-o să... Și m-am dus, am dat concurs, am plecat, bineînțeles, înapoi la Ateneu, acolo era nava mamă la studenții de anul 1-2. Și când ajung înapoi, zic, în câteva zile se dau rezultatele, nu știu ce s-a întâmplat, a venit o scurtă vacanță, era în aprilie se întâmpla asta. A venit ceva vacanță, cred că de Paște, nu mai știu, o vacanțuță din asta, așa. Am plecat la e-mail, nici nu m-am mai gândit, adică îmi scosesem din cap, zic, măi, nu te poți duce acolo pentru că oricum te poți angaja, adică te duci cu CV-ul tău, ia-ți cer actele în original, unde te duci să spui că tu ești născută, nu în 72, ești născută în 68, adică să pici pe, măi, nu, știi, n-ai. Da. Și zic, nu fac asta, în fine, s-au afișat rezultatele și vin la Arad după câtva timp și îmi spune prietena mea, vezi că a intrat la ziarul Adevărul, tu ai aflat, ai fost să te ăsta, știi? Păi, acum a venit la Pâncot, acum să, ce să, pe bune zic, da, mă duc repede, trec drumul, că doar nu, de la, mă duc și mă uit acolo, erau afișate sub poartă, însă scria acolo, eu intrasem, eram între primii 6, exact, 6 blocuri parcă erau scoase la concurs și eram acolo undeva și atunci, într-adevăr, am simțit că îmi bubuie inima, n-am realizat, mai ales că dedesubt scria că dacă nu vă prezentați până la o anumită dată, se consideră că nu fierbeți pentru locul. Așa, da. Nu fierbeți pentru profesie, da. Și că atare va fi luat următorul de pe listă, știi? Doamne Dumnezeule, mă duc înăuntru, mă prezint la secretariat, nu m-am prezentat la secretariat, am plecat și îi spun Claudiei, zic, uite, ea, sătuitoarea mea, prietena mea, ne-am petrecut ani împreună și în facultate și după aia și zic, uite ce se întâmplă, Dumnezeule, ce fac? Și în sfârșit îi spun tatei, tatei, nu i-am spus că am fost asta. Păi zice, bă, zice, cum să nu te duci tu la omul ăștia dacă ai intrat acolo? Păi tu îți dai seama că dacă nu te duci, pierzi. Dacă te duci, ai șansă să și câștigi. În ce sens? Că ăștia cu ziarele, spun eu, mă, zice, că sunt blat. Ce spun eu că sunt blat? Dacă, așa le place, zice, să mei pe ușă și dacă te țipă pe geam, zice, tu vine apoi pe ușă, zice, nu există așa ceva. Du-te și spune-le adevărul, zice, că nu există, atunci am rămas cu asta, nu există nicio minciună mai mare decât adevărul. Adică poți să rezolvi atât de multe spunând adevărul și nici nu mai e cazna asta cu trebuie să-ți aduci aminte de ce ai mințit, știi? Te duci și spui adevărul. Și m-am dus, uite, așa la secretariat, mi-aduc aminte prima întâlnire cu domnișoara Dana Todor, era secretară acolo, am admirat-o mult după aceea, era una dintre puținii oameni pregătiți, făcea dactilografie oarbe, deosebită, vorbitoare de limbi străine, am iubit-o mult. O iubesc încă, ne întâlnim destul de rar însă.
Și era secretara, era secretara instituției, mă rog, firme, că nu era instituție, era o, un SRL, da, da, o societate, secretara societății, îi spun cine sunt și cum sunt și că aș vrea să vorbesc cu domnul director. M-a introdus la domnul director, m-am prezentat, i-am spus situația, am recunoscut că, uite, asta s-a întâmplat și nu știu ce, păi zice, era, Tristan Mihuța era director atunci și a spus, păi ar trebui să fim foarte, foarte dezorientați, să nu vă angajăm, cu atât mai mult cu cât ați luat concursul nostru și să știți că așa ar trebui să procedeze un ziarist atunci când vrea să își atingă cu orice preț un scop. Și așa am ajuns eu la Ziarul Adevărul. Am început să lucrez la cultură și atunci am început. Cele mai frumoase lucruri din viața mea. M-am regăsit în fiecare lucru pe care l-am făcut. Au început. Am început la cultură, era Vasile Filip, îl știi foarte bine. A fost o emulație. Nici nu pot să-ți spun ce plăcere aveam. Să-mi lua spectacole, să scriu recenzii, să citesc cărți, să scriu recenzii. Să... Era o minunăție. Era exact, deci, nici nu am închipuit, viața mea a luat o altă turnură și am uitat că sunt la drept, l-am terminat pentru că n-a fost greu să-l termin, pentru că am învățat, nu era ceva, wow, zic, oricum o să vrea să-mi completez studiile. Dar culmea este că ulterior, când am început să fac anchetă jurnalistică și toate lucrurile grele pe care le-am făcut ulterior în jurnalistică, faptul că am făcut dreptul mi-a folosit extraordinar de mult. Și ulterior, după ani, mi-a folosit din nou, pentru că practic și în ziua de astăzi câștig pâinea datorită diplomei pe care am obținut-o de jurist și nu altfel. Dar vezi, atunci am știut sigur că asta vreau să fac, ziaristică. Și ziaristică am făcut. Îmi plăcea mult reportajul, interviu, îmi plăcea mult să mă duc pe teren, să cunosc oameni. Atât de mult am regretat și regret și acum faptul că nu se mai face la modul ăla ziaristică. Asta vă să întreb acum. Crezi că faptul că te-ai desprins de partea aceasta de jurnalistică, de profesia de jurnalist și astăzi funcționezi într-un alt domeniu, e un lucru care a lăsat urme oarecum, să zicem, de tristețe, de regrete în tine? Da, cu siguranță. Oricum este singura profesie pe care... pe care o recunosc în ce mă privește. Faptul că pot să fac multe alte lucruri și pot să le fac foarte bine, este una. Dar faptul că acolo vibrez și acolo îmi stă mintea și, cum spuneam, scriu cu o ușurință fantastică. De multe ori nici mă trezesc și scriu, de pildă, pe Facebook. Da, atât este de simplu. Să scriu o postare pe Facebook. Nici în 6 minute scriu o postare de 3 pagini fără cusură. Adică gândurile mele se... În momentul în care pun pixul pe hârtie, am spus, dar este impropriu, dar în momentul în care încep să dau mâna pe tastatură, curg toate și toți știu că sunt așa și tastez cu foarte mare repeziciune, drept care cu 10 degete, dar cu într-un contratimp oarecare, nu perfect, însă... Eu fac această mărturisire acum pentru că, într-adevăr, eu am urmărit ceea ce postează Jenny și mi-a plăcut felul în care ea abordează problemele și nu numai un tip de probleme, ci problema în diversitatea lor și de acolo mi-a tras atenția faptul că este o persoană cu care pot să am ce să vorbesc și să o aduc în fața voastră altfel decât prin postările pe Facebook. Nu spun aici acum faptul că am urmărit activitatea ta pe de-a întregul. Îmi place să descoper asta prin povestea pe care noi doi o purtăm în cadrul dialogului și mă bucur că, așa cum am spus la începutul emisiunii, pot să port un dialog, cum să spun, la un alt level. Crezi că levelul contează? Contează și nu prea. Vezi tu foarte bine că level, trăim totuși într-o societate în care levelul este destul de dezavuat, în condițiile în care 80% dintre cei care ne conduc nu sunt capabili să scrie o frază coerentă cap-coadă. Deci consider că levelul, iată, trăim încă într-o țară în care nu contează. O spun cu regret. Eu cred că valoarea până la urmă tot va ieși asupra Sper, dar nici măcar cuvântul ăsta nu mai place, să știi. Nici măcar cuvântul ăsta nu pot să-l mai pronunț cu toată deschiderea și cu toată hotărârea cu care am făcut-o până acum. Adică s-au întâmplat atâtea lucruri, am așteptat atâta timp. Totuși, gândește-te și tu, adică ne mirăm atât de tare că intră în Schengen, în țări cum ar fi Croația, de pildă, în care am fost de câteva ori și mi-a plăcut la nebunie. Ne mirăm noi, care, sincer, acum, este posibil după 32 de ani, într-o țară în care spui tu că sunt atâția oameni inteligenți, printre care ne numărăm și noi, în minunata, emisiune. Hai să spunem că noi ne lăudăm aici unul pe altul, nu că ne lăudăm, dar e important să spun asta. E posibil să n-avem totuși o autostradă de la Nădlac și până la București, mai. Deci noi n-am fost în stare de atât. Nu, eu zic că avem mai multe loturi.
Aha, mai multe loturi, vorba ta, știi? Două da. Loturi. Da, ok, bine. Da, da, n-avem dacă autostradă, e adevărat. Da, și îmi place poate să cred că așa adică cum o spun primul în... primul lucru care mi-a trecut prin minte, știi, puteam să spunem, dar măi, se poate, mă, să nu pornești de acolo, adică despre ce vorbim? Ce știm noi să facem dacă atâta lucru nu știm să facem? Da, îmi place să spun și asta o să spun în continuare că dacă politica guvernelor din 1990 și până astăzi nu a prevăzut o continuitate în ceea ce privește strategia de alcătuire unei autostrăzi de la vest către est, tocmai pentru a demonstra că suntem la un anumit nivel, exact, la momentul în care noi gândim o infrastructură care în primul rând să ne scoată de pe lista țărilor unde mortalitatea cauzată din cauza accidentelor este una majoră. Și mai ales că la subiectul ăsta sunt cât se poate de acasă, pentru că să nu uităm, cel puțin la ziar, foarte mulți ani am lucrat cu poliția rutieră. Acolo m-am cunoscut și m-am îndrăgostit și de soțul meu, de pildă, nu? Că nu e niciun secret. Avem acasă... Pe care salutăm cu adică, ocazia asta. Da, salut. Și el ne contrasalută, da, sunt sigură, da, se uită. Și e privitor, știi cum zice Florin Piersic, e privitor. Avem acasă un stick, nu? Din, în care sunt toate accidentele mortale în care am fost atât eu cât și el și este crunt ce se întâmplă și pe mine mă șochează de pildă oamenii care a doua zi dimineața, singurul lucru după ce le mor copiii pe drumuri, știi, noaptea pe la două venind de pe la nu știu ce discoteci, pur și simplu unde a fost poliția? Păi poliția la ora două noaptea, poliția a fost unde trebuia să fie, adică în pat dormind, nu trebuie să fie altundeva. Poliția dacă era pe marginea drumului unde a murit copilul tău conducând un bolid pe care tu l-ai făcut cadou și care costă 100.000 de euro și care prinde 240 la oră, ei, în condițiile alea, nu cred că dacă era acolo poliția se întâmpla altceva. Se întâmpla același lucru. Deci noi trăim, sunt dereglate puțin valorile, tindem să îi facem vinovați pe cei care nu sunt, avem... există un dezechilibru pe care eu îl simt profund, pentru că și astăzi citesc presa, așa cum este ea. Eu n-aș mai face astăzi presă, astăzi, fix astăzi. Azi n-aș mai face presă pentru că presa s-a transformat în ceva mult prea rapid pentru gustul meu, iar rostogolirea unor știri de pe un site pe altul nu se mai poate numi presă, sau cel puțin presă în adevărata accepțiune a cuvântului. Să te duci acolo, să vorbești cu omul, să-l simți, să trăiești lângă el o zi, două, să te reîntorci, să-ți faci un reportaj. Eu munceam reportajele, munceam scrisul. Îmi ieșea ușor, dar îl munceam, reveneam asupra lui, îl transformam în literatură pură. Nu făceam relatări oarbe. Relatările oarbe erau în știri. Construiam frazele. Determinam oamenii să citească cu plăcere. Florile alea nu erau doar flori. Erau sentimente, erau poezii, erau învăluite în toate figurile de stil care se pot înțelege și pe care le asimilasem prin lecturi, prin școli, prin studii, prin tot ce mi s-a întâmplat mie înainte de a deveni ziarist. Vorbeam la un moment dat, chiar tu spuneai de educație. Azi... Unde crezi că este segmentul cel mai important în formarea individului ca educație? În primii ani. 7 ani de acasă? Mai mult. M-aș duce până la 14. Cu 7 ani de acasă. Cum să spun dacă un copil până la 7 ani nu știe să spună bună ziua și mulțumesc, le-a ratat. Nu le va mai spune absolut niciodată. Cu mici excepții. Deci excepțiile sunt nesemnificative. Ceea ce nu văd că ar constitui o preocupare primordială pentru părinții zilelor noastre. Deci văd niște copii care se tăvălesc prin mall-uri și prin magazine de teia cu căldură, adică cu frisoane de-a dreptul. Și nu pot să înțeleg, știi? De necum bună ziua, mulțumesc, necum recunoștință, necum respect, necum conduită, necum toate lucrurile astea care ar fi trebuit dobândite, sigur, în coconul acela familial. După ce ai plecat de acasă și ai ajuns referindu-mă strict la educație, acum urmează învățat scris, citit și lecturi. Lecturi care astăzi nu se mai întâmplă. Să nu uităm că trăim într-o țară în care există cei mai puțini cititori din Europa. Nu știu statisticile internaționale, dar cred că și acolo îi batem pe tot, nu știu dacă există. Poate că prin, nu știu, Burkina Faso, cred că citesc mai puțin decât la noi. Deci la noi sunt cel mai mic. Am fost acum, de pildă, la Gaudeamus, la târgul de carte. Două zile a bătut vântul prin târg. În ultimele două s-a animat, nu în weekend, când lumea era liberă și a venit să-și cumpere cărți, dar îi vezi pe aceiași de fiecare dată când te duci acolo.
Adică niciodată nu-i vezi pe alții. Ai putea chiar și printre oamenii care își cumpără cărți, ajungi în ani să recunoști oameni, nu ani necunoscuți, care trec pe lângă standuri și îi vezi pe aceiași. Deci nu văd cititori noi, nu descoper cititori noi. Nici pe internet. Eu sunt foarte mare consumatoare de social media și nu văd tineri care să crească citind. Foarte puțin. Îi numeri pe degetele de la, hai să zic, două mâini, să nu fiu atât de zgârcită să zic degetele de la o mână. Și asta duce la analfabetism funcțional, la imposibilitatea întreținerii unui dialog coerent. Uzual, da. La imposibilitatea exprimării propriilor sentimente, la relații eșuate inclusiv, pentru că am văzut tineri care nu sunt în stare să-și exprime nici măcar iubirea. Vin din familii în care oamenii nu sunt manifesti unii cu alții. Părinții nu-și spun lucruri tandre, lucruri frumoase și nevăzându-le, sigur că nu au de unde să le cunoască, nu au de unde să le perceapă. Și cresc adulți stâlciți, adulți. Și atunci, cum putem șchiop să judecăm și da, să desfacem tot firul acesta da, al discuției și să da, ajungem la concluzia că, de fapt, din casă lucrurile nu da, sunt cumva bine stratificate și categoric, bine construite, astfel încât eu, prin empatie, prin ceea ce eu transmit ca individ, ca și cuplu, nu-i dau copilului da, meu ca el să ducă mai departe. Da, categoric. Da. El este, practic, aruncat într-o mare, într-un neant, în care da, ia, în primul rând, telefonul, se uită ce e acolo, vede imagini da, și copiază. Da. Dar nu copiază cunoștință, nu copiază, să zicem, o lectură din care poate să desprindă un exemplu ca să-l aplice pe mai departe. Da. Se întâlnește cu un alt om, îl privește în ochi, poate că de multe ori pleacă privirea pentru că nu știe ce să caute în privirea cealaltă. Da, așa e. Și uite cum, încet, încet îți dai seama că de fapt funcționăm ca niște oameni da, care trecem paralel unul pe lângă celălalt pe stradă. Ne robotizăm. Și este, nu putem să ajungem la comunicare. Și comunicarea, da, practic, este, unde duce? Așa la este, funcționarea ceea ce înseamnă individul. Așa este. Dar să știi că va fi o lipsă și mai acută de comunicare pe viitor. Este trist ce spun, dar să știi că așa va fi. Pentru că văd, aud, nu e totul pierdut. Și ca în emisiunea mea, mi-aduc aminte de emisiunea mea, nu e totul pierdut, dar șansele sunt mai mici pe zi ce trece. Pentru că oamenii... Bun, nu, și atunci, nu, care este rolul, cine deține rolul important în a readuce lucrurile la normal? Familia, școala, societatea? Ar fi bine să fie toate îngemânate și la oaltă să facă lucrul ăsta. Dar ce să pretinzi tu sau ce să vezi? Adică și eu am fost de-a lungul timpului, fiul meu are 22 de ani, este student, fiica mea are 12 ani, sunt 10 ani între ei, am fost în epoci diferite, am văzut manifestări diferite. E o diferență de 10 ani lumină chiar și între acești doi copii ai mei. Între 12 ani al fiului tău exact, și 12 ani al fiicei tale. Incredibil! Da. Ce abordare! Deci dacă am văzut copii atunci care încă mai citeau. În clasa fiică-mii, întâmplătoria e într-o clasă bună și am numărat cel puțin 5 copii care știu sigur că, dar când 5 copii dintr-o clasă de 28 știi tu sigur că mai iau o carte în mână și nu doar gadgeturi, totuși mi se pare un procent minimal, pentru că probabil că se va întâmpla ceva și cu ăștia, nu știu dacă îi ține sau o să-i țină a la lung. Ce se va întâmpla cu ei pe drum și unde se vor pierde și unde? Și pe de altă parte, mai există și tentația asta. Tu știi foarte bine, e o discuție vehiculată pe toate posturile. Sigur că, având atâta informație la dispoziție, o carte trebuie să fie extraordinar de bună ca să lași tu din mână atâta informație și atâta tehnologie și să te apuci de cartea aia. Deci cărțile au o luptă colosală de dus cu... Nu mai poți să găsești. Adică ce să te mai impresioneze? Pentru că eu am plâns la Amantul doamnei Chatterley, pe care l-am citit când eram în clasa a 8-a sau... Așa făceam, mă mișcam în pat când citeam Cei trei muschetari sau... Nu se mai poate trăi la nivelul ăsta pentru că trăirile sunt altele, sunt oferite de filme, de lucruri pe care noi nu le-am avut. Poate de aia citeam, habar n-am, că tu n-aveam altceva mai bun de făcut. Mai plângi la filme? Nu prea mai pot. Da, mi se mai întâmpla. Plângeam la filme, să știi. Dar m-am cam tocit în ultimul timp. A caut altceva, mă gândesc, mă uit, de multe ori mă uit atât de tehnic la un film că parcă nu mai pot să-l... Trebuie să fie și filmul ăla, știi, grozav, ca să mă prindă cu totul și să intru în poveste. E o avalanșă de ceea ce se întâmplă. Da, e o avalanșă. Da, e o avalanșă. Și atunci da, nici măcar nu mai știi la da, ce să plângi și da, la ce să nu plângi. Da, adică, și dacă mai poți să plângi. Da, m-am dus eu când eram în clasa a 7-a sau când a venit la Pâncota la cinematograf și mi-am luat bilete pentru toate reprezentațiile pe rândul 7 pe interval, să nu
uităm, dar cel mai bun rând din cinematograful din Pâncota și m-am dus la Lanțul Amintirilor. Am plâns de fiecare dată, deci despre ce vorbim. Da, ce era o tragedie, Dumnezeule. Nu, 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 eram în nebunița. Așa, ce să spun, era. Da, sau, sau când m-am dus de pildă să văd, citisem cartea, deci eram, cred că, unul dintre puținii copii de la vremea respectivă care citisem cartea, că eram încă în generală, nu eram în liceu, citisem Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii, mm-hmm. Da? Și m-am dus la film, l-am văzut pe, să văd, Ion, da, al Glanetașului și până, da, pe Șerban Ionescu, grozav, a făcut un rol de milioane, însă de atunci am văzut filmul de câteva ori, pentru că plăcându-mi, ce să și faci, adică, știi, revin și zic, ce să, dacă copiii din ziua de azi, dar n-au ce face, iau telefonul ăla în mână, îl butonează și nu știu ce fac ea acolo, ei, eu ce să și fac, că când nu citeam, mă duceam la cinematograf. Și aveam și o vecină care vindea bilete acolo, tanti Livia, Dumnezeu să o odihnească, ne mai dădea bilete și gratis și ne duceam la film și când era de mers și când nu era, vedeam tot ce mișca. Și țin minte că încă de atunci am privit totul cu un ochi critic, parcă cercetam să văd ce-i dincolo de film, cine să o vedeam. Da, aveam o maturitate de atunci, da. Uite, de exemplu, am spus un lucru atunci și mi l-a amintit o mătușă. Am spus un lucru atunci, zic, uite ce tâmpiți au fost ăștia care au făcut, care au distribuit-o pe Leopoldina Bălănuță în rolul nevestei lui, mamei lui Ion al Glanetașului. Mm-hmm. Trebuie să fii foarte neinspirat, să distribui o tipă care în mod evident vorbește cu accent oltenesc într-un rol de ardeleancă. Sub nicio formă nu poți să faci asta dacă ești, nu știam cuvântul casting, dar nu se poate să alegi actorii pe... Da, eu acum pot să spun oarecum din interior, cum că la vremea, nimic, la vremea aceea, atunci, dar nu din interiorul perioadei acelea, ci la vremea aceea actorii de film erau destul de restrânși ca și număr din punct de vedere a capacităților lor interpretative și atunci probabil că se opta pentru vedeta vremurilor respective. Se dacă poate, era potrivită ca vârstă, dar dacă era un număr și astăzi cunoscibil. Țin minte că mi s-a părut atunci, mi s-a părut un casting neperformant. Leopoldina Bălănuț avea o proveniență din zona Moldovei, dar a chiar fost și așa bun, am nu, văzut-o se, în altele. Am nu văzut-o, se potrivea. Da, avea un dramatist și un tragist încă pe chip. Așa este. Dar, într-adevăr, e bine cum remarci tu faptul că Ion, Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii, n-are nicio legătură cu alte zone decât cea absolut. Și n-avea ce să caute acolo. Deci ăla mi s-a părut. Bă, ca sunt bine, dincolo de, na, părintele și tot restul, a fost un film totuși colosal, dincolo de orice. Așa e. Dar cu plus. Și ce alt film te-a mai impresionat la momentul adolescenței? Pe care le vedeam atunci, pe care le dintre cele pe care le vedeam atunci, păi, alte filme, să-mi aduc aminte. Nu știu. Vezi, eu în Vălmășeg, nici nu mai știu care erau până în 90, după 90 nu mai știu, așa să bat perioadele în capul meu, mai ales că am, știu și eu. Dar oricum le-am văzut pe toate. Deci nu există film care să fi făcut. A, m-am dus la toate filmele lui Andrei, zi, un pistruiat, am vrut să zic, Sergiu Nicolaescu. Mm-hmm. Tot ce făcea era, da, deci nu, n-am lipsit de la niciunul. Până și mie nu știam atâtea de desubturi despre el, despre de ce prindea el atât de multe filme, de ce, da, m-am dus la Mărgelatul, m-am dus la, da, toate filmele care rulau pe vremea respectivă. Uite, să-ți mai spun ceva despre ce am crezut eu atunci, nu acum, atunci. Acum nici nu mai are importanță ce cred. Uite, mi s-a părut, de pildă, că Marga Barbu nu este o actriță bună. Și știam asta din clasa a șaptea. Așa, asta era părerea mea. Tata era de altă părere. Cum? Uite că tu îi dă dur, uite așa de seama. Măi, nu se poate, zic. Și plus că e distribuită peste toți. Nu se poate, zic, asta are pile. Deci habar n-am. Ca după aceea să afli că a fost soția... Dar târziu. Uh-huh. Știi cât de târziu am aflat? Măi, și mie am văzut-o de atunci, deci nu mi se părea de nicio culoare. Deci nu vedeam niciun alt joc, era egală, indiferent în ce film o distribuiai. Nu vedeam altfel. Deci când intri într-un rol, ești altul, nu? Eu, dacă devin... La un moment dat am avut în cap, inclusiv asta, l-am întrebat odată pe tata, eram în clasa a 10-a, da, dacă aș vira eu așa și m-aș face actriță. Nu cred că pot să spun ce că nu era potrivită, dar mi-a spus ceva foarte interesant. Nu cred că pot să spun acum, la ora asta, da, motamo, că dacă
aș putea să înlocuiesc cuvântul cu centuristă. Dacă vrei să devii centuristă, nu e neapărat să te duci la facultate, draga tată. Vezi, că atâta de aici era, atâta era, și da. Ceea ce nu e adevărat. Exact, nu este adevărat. Și mai ales că am avut un cult pentru asta, pentru că și în liceu, noi am avut trupa noastră de teatru. Eram colegă de liceu și cu Ana Huiu, de pildă, care acum este actriță, și aveam trupa noastră, da, la Brașov, da, o pup, nu? Și aveam o trupa noastră de teatru. Atunci l-am cunoscut, eram elevă de liceu și atunci l-am cunoscut și pe Zoli Lovaș, de exemplu. Venea la noi la liceu, noi eram fratele tău cu care am fost colegă de liceu, că tot veni vorba, știe că ne întâlneam toți cei din trupa de teatru, știa toată școala că ne întâlneam și făceam reprezentații pentru ei și pentru părinți și pentru cine venea să ne vadă. Deci noi aveam reprezentanții, erau piese scrise de noi și montate de Oana și de verificate și... Uite, nu pot la momentul ăsta decât să te întreb următorul lucru. Faptul că mi-ai istorisit rând pe rând multele tale chemări, multele tale tentații vis-a-vis de drumurile pe care urmai să le străbați și pe care unele le-ai străbătut până la un punct, altele le-ai abandonat, altele nu știu ce. De ce, sau nu, cum te situezi tu în momentul de față vis-a-vis de ceea ce ai dorit să începi și unde ai ajuns? Adică tu consideri că în momentul de față drumul tău este unul împlinit? Sau este unul care până la urmă ar fi fost ai împlinit, balansat? Nu vorbesc de momentul unde ai ajuns, ci ceea ce, unde te-ai canalizat până la urmă? Când spuneai de actor, cum spuneai la un moment dat de regizor, știi care e ghinionul? Știi care, care a fost ghinionul meu? Că aș fi putut să fac foarte multe lucruri foarte bine. Și foarte greu să te canalizezi. Pentru mine, de aceea ziaristica le-a cuprins pe toate. Pentru că acolo am putut să folosesc cunoștințe din absolut toate domeniile, am putut să fiu eu însă din orice palier aș fi privit lucrurile. Dacă am dus să iau un interviu unui țăran, știam despre țăran. Dacă am dus să iau un interviu unui intelectual, puteam să am acest dialog cu acest intelectual. Dacă trebuia să scriu o recenzie, era o plăcere, floare la ureche. Dacă trebuia să scriu o cronică de teatru, era floare la ureche. Acolo puteam să fiu eu însă cu tot ce pot eu să dau, să ofer. De aceea mi-a plăcut. De aceea am considerat că aia, numai și numai aia poate fi profesia mea, nicio alta. Eu am plecat din ziaristică în momentul în care n-am mai fost ziaristică, repet, am stat până la maxim cât s-a mai putut sta. Deci 16 ani am stat în ziar, iar în momentul în care s-a transformat în altceva, chit că ajunsesem directoare de altceva, nici măcar nu eram directoare de reda, eram directoare de marketing, inclusiv aia puteam să fac. Deci puteam să fac orice. Deci au venit, când s-a cumpărat ziarul Adevărul de către austrieci, au venit și au zis, știam limba engleză, știam nu știu ce, directoare de marketing. Băi, stai că eu n-am terminat marketing, nu, dar îl făceam cel mai bine, vindeam cele mai multe reclame, deci puteam să fac orice și făceam, cu ușurință, fără atâta stres. Pur și simplu stabileam un target și făceam aia. Te mai gândești să te întorci în jurnalism? Și mâine dimineață, n-aș avea nicio problemă. Dar dacă aș putea să-mi asigur coșul zilnic în condițiile jurnalismului exclusiv. Ceea ce nu cred că se mai poate în ziua de astăzi, sau se poate, dar cu foarte mare greutate. Sau s-ar fi putut dacă, de exemplu, aș fi relocat și aș locui astăzi la București, de pildă, unde răsare puțin soarele. În zona familiei și respectiv relația pe care o ai cu fata ta. Pentru că și acolo e un lucru pe care mie mi-a atras atenția, felul în care, practic, ai prezentat faptul că periodic te duci cu ea la teatru, îi dezvolți o atracție sau îi întreții treaba asta. Crezi că este un bun motiv pentru un părinte de a da ghes a ceea ce înseamnă o atracție, o chemare, un lucru care practic să îl dezvolți tu prin apartenență, prin alăturare, prin faptul că ești un număr lângă. Da, înțeleg ce și spui. Și nu îi te opui, așa cum, de exemplu, tatăl tău a spus la un dat ceva. Ce-am reușit eu în privința copiilor mei este să fiu prietena lor. E o modalitate asta de apropiere? Da, e o modalitate, da, de apropiere. Am încercat să închid ochii și să nu mă mir foarte tare atunci când au idei năstrușnice sau când le vin idei. Asta mi-a plăcut foarte mult, să nu mă mir. Să nu mă mir foarte tare, să-mi înfrânez țipătul pe care l-aș fi scos spontan, da, și instantaneu, da, am preferat să nu o fac. Am încercat să mă gândesc, Dumnezeule, ce se întâmplă. Eu consider, însă, că aș spune multe dintr-o dată, dar consider că nu poți, sub nicio formă, să faci din copiii tăi altceva decât ceea ce vor deveni ei oricum. După cum nici tata n-a reușit să facă din mine un judecător. Nici eu și nici alți părinți, deși se îmbată foarte mult cu apă rece, consideră că dacă îi canalizează, dacă se duc, cunosc cazuri de copii care au terminat facultatea de medicină, au profesat câțiva ani, a renunțat, deci cunosc caz familie și s-a dus la facultatea de bele arte, unde excelează.
Și și-a dat seama, mama lui, cu care sunt prieten, și-a dat seama, uite, eu n-am crezut vreodată că trec prin asta. Și mi-am reproșat, am trecut prin clipe groaznice, cu chiu, cu vai, a trecut prin facultatea respectivă, am vrut să fie ca mine, eu fiind medic, ea fiind medic, și uite, am eșuat. Nu, n-ai eșuat, zic. Ești un caz fericit. Și-a găsit menirea. Gândește-te că dacă continua să fie medic, s-ar putea să fie atât de blazat, să ajungă într-o stare de, într-o stare de depresie, mai omora vreo doi, adică despre ce vorbim? Știi? Fiecare, în viață cred că există o soartă, există o roată care se învârte, știi? Și indiferent cât de mult am încercat noi să modificăm lucrurile, cred că cineva ne împinge totuși de la spate și ajungem exact acolo unde trebuie să fim. De-aia nu prea pot să-ți răspund la întrebarea aia, că crezi că ai atins un apogeu, crezi că ești unde vrei, crezi că eu sunt exact unde vreau, eu fac ce vreau în clipa asta. Deci scriu recenzii, văd piese, citesc în neștire, am un job care îmi place foarte mult, că îmi pune mintea la încercare, nicio zi nu e egală cu cealaltă, nu se întâmplă nimic care să mă plictisească și la mine e foarte important să mă plictisesc. Dacă mă plictisesc, e grav. Dacă mă plictisesc, mă întorc în ziaristică și atunci e tot grav. Dar de câte ori te-ai plictisit până acum? Niciodată. Nu mi-aduc aminte să mă fi plictisit. Înseamnă că nu a ști aminte. Să nu te plictisești ține de felul tău de a fi. Absolut. Ține de felul tău de a fi. Deci chiar nu pot să spun că eu nu aș vrea să prelungez zilele să le... Și dorm foarte puțin, dorm maxim 5 ore pe noapte și îmi petrec fie până și ultimul moment din zi mi-l petrec făcând ceva. Nu am timp să mă plictisesc. Mereu găsesc o frază, mereu găsesc ceva de făcut. Mă atrag atâtea lucruri. Nu pot să mă plictisesc. Cu fiica mea revenind, cu ea am vorbit foarte mult, ca și cu fiul meu. De pildă. Dar ce-am vrut să spun cu faptul că ei oricum merg pe calea lor? De exemplu, cititul. Mi-am zis eu încă de când i-am făcut. Băi, trebuie neapărat copiii tăi să citească. Nu vei putea ieșua în așa fel încât copiii tăi să nu citească. Ei, cu fiul meu am ieșuat lamentabil. Adică în copilărie îi dădeam să citească, nu, am văzut că nu merge, nu-i trezea interesul. Eu un tip tehnic, îi plac lucruri mai așa, drept dovadă și la medicină dentară, îi plac frezele, chestiile ascuțite, lucruri, chimia, ce materie urâtă, adică serios, știi, nu poate fi copilul meu, știi, dar este, ce să vezi. Știi, și zic, uite, vezi, am luat-o pe, noi nu suntem medici, nu avem nici, nu avem nici tradiție în familie, nu-l pot ajuta cu nimic. Parcă m-aș băga așa un pic în viața lui, dar nu pot, că nu înțeleg două pagini dacă îi citesc, deci, nu înțeleg. Deci, practic, e atipic. Da, e este atipic, tot, da, e altceva, da. Și zic, băi, nu știu, merge pe drumul lui și l-a ales, asta este, îl sprijin, dar aș fi vrut să citească. Aș fi vrut să nu vorbească cum vorbește, exact ca toți tinerii din generația lui. Monosilabic, într-un fel ultra-concis, ultra, știi, ultra-comprimat. Da, ultra-comprimat. Da, esențializat. Sigur că scrie corect, are un vocabular, nu m-am lăsat, adică i-am dat normă, nu vrei să citești, citești cu forța. Eu țin minte odată chiar o chestie hazlie, i-am dat să citească 50 de pagini pe zi. Și am început parcă cu, nici nu știu, Robinson Crusoe. Îi dau Robinson Crusoe, citește-a meu 50 de pagini, la pagina 50 jos era o întrebare. El închide cartea. Ce faci, mamă? Păi am terminat de citit. Păi acolo e o întrebare, nu vrei să întorci foaia să citești răspunsul, să n-aștepți până mâine? Mami, ai zis 50 de pagini. Deci, Dumnezeule, cât de mult poți să fii anti chestia asta încât să nu vrei să întorci pagina să vezi ce răspunde. Da, deci a citit, dar a citit pentru că a trebuit. Pur și simplu, însă fiica mea o face natural. Jenny Krainic, spune-mi, după atâta experiență pe care a acumulat-o, unde crezi că este puterea astăzi? Sau la cine? Da, n-aș vrea... Puterea rămâne totuși în minte. Deci, crede-mă, nimic nu poate face... nu te poate duce mai departe și nu te poate duce până unde dorești dacă n-ai minte. Dacă nu-ți cultivi kilogramul ăsta și 400 de creier sau cât are... Deci, până la urmă, tot în valoare, da? Da. Da, pentru că mintea te scoate, mintea te salvează, nu, aia e femeia, da, știi, femeia, da, da, mintea este foloseam cea care, de cuvinte, da, care era, știi, că m-am prins, da. Nu te-am iertat, da, nu, fără minte, trebuie neapărat să folosim ceea ce ne-a fost dat de la natură, să nu lăsăm să-l încezească, să dezvoltăm, să nu ne lăsăm, să fim informați. Pentru mine a nu fi informată ar însemna să mor. Nu aș putea să trăiesc chiar și acum. Citesc tot ce înseamnă ziar online, că e local, că nu e local, urmăresc emisiuni, văd ce spun oamenii, mă îmbogățesc cu experiențele lor, așa o văd și pe Sofia, face același lucru, îi face o plăcere deosebită să vină cu mine la teatru, nici nu poți să-ți închipui. Pleacă de acolo și are păreri, dar sigur, ce o atrage minimale. Pe ea la
la teatru cel mai mult? Faptul mirajul scenei, nu, lumina... Ăia sunt oameni vii. adică, serios, adică... mami, oamenii ăia umplă pe stradă, stau la coadă, au datorii în bancă, au prima casă. Își pune de probleme? Da, mă întreabă, deci este incredibil. Incredibil. Mami, oamenii ăia, serios, ei vede ca pe niște, știi? Da, pentru că eu incredibil. De multe ori am sezizat următorul lucru. Faptul câte că personaje. Vine spectatorul în sală, da. Vede actorul pe scenă și spune, da. Ăla este un împărat. Și a doua zi îl vede la o coadă. Da. Sau, mă rog, astăzi mai sunt cozi. Dar îl vede stând în fața unui bancomat. Sau merge cu tramvaiul. Sau conduce o mașină și zice, e ăla pe care l-am văzut pe scenă. Da. Dar era împărat. E același om. Da. Adică aici cred că este, cum ar veni, surpriza pe care spectatorul, micul spectator, tânărul spectator, nu poate să o înțeleagă. Da, și într-adevăr, cred că ce a sesizat fiica ta e foarte important. Mami, sunt oameni vii. Mami. Uite, de exemplu, biroul unde lucrez eu este pe strada Episcopiei și tot acolo este și barul Boem. Da. Și la un moment dat m-am dus într-o zi, întâmplător, seara, la... uitasem ce la... și eram cu fiica mea și din mașină, uitându-se, a văzut în față la Boem actrița care a jucat rolul Anei în Tache, Ianche și Cadâr. Da. Ficei... lui... Roxana Sabo. Așa, Roxana Sabo. Și fiica mea din mașină îmi spune, mami, uite-o pe stradă, zice, pe fata lui. Și îmi zice, aoleu, zic, da, mami, și pe ce umblă pe stradă? Era acolo, în zona Boem, era pur și simplu un om pe stradă, o femeie pe stradă. Da, aici știi ce mai desprind eu? Faptul că este naivitatea spectatorului mic, care încă nu își deslușește ce înseamnă actorul și omul social. Da. Nu știu, uite, vezi, când eram eu la liceu, la liceul nostru, vestitul liceu, un liceu de fete mai mult, erau foarte puțini băieți, noi aveam abonament la teatru, deci nu am pierdut o piesă în timpul liceului. Niciuna. Deci și niciuna. De ce atunci aveați abonamente la teatru și astăzi nu mai pentru că erau gratis, nu. Dar nu, noi nu aveam bani. Nimeni nu avea bani atunci. Înțelegi? Și era o colaborare între teatru și școli sau, nu știu, Ceaușescu voia să ne deștepte și ne dădea... Pentru că nu veneam la reprezentație, nu veneam la premiere, veneam la... În timpul săptămânii se juca pentru noi, pentru copii. Nu e ca acum, că știi, sunt două piese, sâmbătă sau duminica sau știi? Nu, se făceau piese marța, miercurea, joia. Veneam joia, de exemplu, țin minte că era joia, noi joia aveam abonament. Dar nu era în cursul dimineților. Era, nu, seara, da, că ne îmbrăcam frumos, era după ore, ne împrumutam haine, să vezi cum zburau cămășile pe coridoarele alea, că vai de mine. Era mai teatru acolo decât la teatru. Da, categoric, deci cum? Eram și veneam în mod de organizat la teatru, deci nu pierdeam nicio piesă. Pentru că în fiecare ediție a podcastului meu aduc câte o carte din partea librăriei Corina, de data aceasta, pentru că am nimerit-o bine, cred. Am adus o carte scrisă de Matei Gheboianu, Presa Liberă, semnul întrebării și al exclamării 1989-1992, Presa în România postcomunistă. Este o carte care probabil prezintă istoria presei din acea perioadă și am să fac câteva referințe legate de, să spun așa, felul în care unele persoane, respectiv autorul cărții, și încă o persoană face niște trimiteri legate de acest subiect. Un demers inteligent de istorie recentă îmbogățește cunoașterea și deschide mintea spre o mai bună înțelegere a trecutului și a prezentului, scrie Bogdan Murgescu. Într-o societate avidă și dependentă de informație, mass media reprezintă un domeniu de referință și în continuă schimbare. Instrumentul privilegiat al totalitarismului, instituție actor al schimbărilor sociale și politice, instrument de legitimare, accedere în spațiul public, producător și obiect de discurs, presa constituie una dintre oglinzile metamorfozei sociale României de după decembrie 1989. Spre deosebire de zilele noastre în care mijloacele de informație s-au diversificat, iar accesul a devenit unul facil, în perioada comunistă sistemul reprezentat de televiziune, radio și publicațiile scrise reflectau linia Partidului Comunist fiind supuse unui control riguros din partea statului. Cartea are ca atentă analiza mass-mediei românești în perioada de tranziție de la comunism la democrație, având ca obiectiv realizarea unei radiografii a evoluției presei, scrie autorul cărții Matei Gheboianu, respectiv Presa Liberă 1989-1992. Foarte interesant, aș citi de liberă este presa astăzi, Jenny Crain? Este... Nici nu poți să-ți închipui cât este de liberă. Uite, vorbeam... Este liberă presa Da, este. Categoric este. Este doar că este pe secțiune. Că, la ce mă refer? Țin minte că spunea cineva care nu-l plăcea pe Mircea Badea. Era o discuție că, vai de mine, și Badea, ce spune el acolo și Provoiculescu și antenele și nu știu ce, că cine știe ce salariu primește, cite prin presa asta de scandal, știi? Și m-am simțit obligată să
îi spun, și eu am lucrat la un ziar. Fiecare ziar are niște patroni, are niște proprietari. Care proprietari și-au făcut acel ziar nu neapărat ca să îndrepte lumea asta. Și-au făcut acel ziar ca pe o afacere din care să câștige. Dacă pe mine mă angajează cineva... Da, vezi că ai venit la întrebarea mea? Dacă este pe mine mă angajează cineva... Nu, este liberă, pentru că tu, ca ascultător, tu asculți și pe aia, o asculți și pe aia și o asculți și pe aia și îți formezi o opinie. Uh-huh. Nu înseamnă că nu ai eșichier. Nu înseamnă că nu ai de unde să te documentezi. Dar tu pe mine, ca ziarist, da? Eu sunt acum Mircea Badea, da? De ce m-ai hulit tu pe mine că eu lucrez la ziarul cutare și fac politica acelui ziar? Dacă eu sunt ziarist și am consimțit, de unde sunt plătit? Da. Bine! Adică fără să nu, vorba fiică-mi, mami, actorii au rate la bancă. Au. Iubito. Au. Știi? Adică în opinia ei, ăștia sunt niște oameni intangibili, niște piese esențiale ale existenței noastre, care nouă ne oferă bucurie, care își petrec timpul într-un mod în care ar dori să își petreacă poate oricine de pe lume timpul, nu? De ce ar avea actorii salarii mici, rate la bancă și probleme existențiale? Nu, ei ar trebui să trăiască, să ne facă pentru atât să facă, să ne simțim noi bine, să ne dea, nu să ceară. Știi? Ar fi bine să fie așa, așa cum remarcă fata ta, pentru că dacă noi actorii, și mă includ și pe mine aici, n-am avea grijile zilei cotidiene și n-am trăit ca niște oameni sociali cum sunt toate... Probabil că și actul artistic ar fi altul, probabil să fim niște favorizați ai soții, da, așa cum ar trebui să fim și de multe ori nu suntem, și valorizați pentru că suntem foarte, foarte puțini raportat la numărul de populație. Da. Care este valoarea care tu o consideri cea mai importantă astăzi, în momentul anului 2023, și care crezi că este, te reprezintă? Valoare. Dar nici nu știu la ce să mă refer. Valoarea mea fundamentală este familia. Deci eu fără familie n-aș exista. Eu sunt atât de căsoasă, cum zice Sofia. Mami, tu ești căsoasă. Da, sunt căsoasă, e bună. Home, știi, de la asta și-a tradus-o ea ad hoc. Da, fără familie n-aș putea exista. Pentru mine este coconul în care mă regăsesc, pe care mi-am construit exact așa cum am dorit, în care mă simt bine, în care îmi place să aduc oameni în vizită, îmi place să râd, îmi place să-mi petrec timpul râzând, îmi place să râd, îmi place să mă simt bine, îmi place să mă bucur de tot ce văd, ating. Nu, până la urmă mi-am dat seama că anii 40 de care am trecut erau cei mai eram cea mai bătrână din prima parte a vieții mele, dar acum să nu uităm că sunt cea mai tânără din a doua parte a vieții mele, da? Deci trebuie să mă bucur de tot ce văd, de prezent, de tot ce mi oferă copiii mei, viața mea. Ce altă alternativă ai? Mi-am schimbat foarte mult modul de gândire în momentul în care am făcut o formă ciudată de COVID, care m-a țintuit la pat 16 zile, am fost internată în spital, era să mor, se punea problema să mă intubeze, am scris și pe social media despre asta, am povestit peste tot pe unde găseam câte un tembel care nu credea că există COVID sub soare. În fine, mi-am văzut moartea cu ochii, cu alte cuvinte, și am ieșit de acolo total regenerată, total refăcută și fizic, dar și mental. Mi-am dat seama că suntem atât de aproape de moarte, mi-am dat seama că atât de ușor se termină totul într-o singură zi, într-o singură clipă, și n-am făcut lucruri pe care chiar puteam să le facem fără să fim atât de înverșunați, fără să fim atât de nervoși, fără să ne certăm atât de mult, fără să ne purtăm atâta ranchiună. Nu există în fond lucruri. Eu sunt un om al soluțiilor. Nici nu mă poate enerva ceva mai tare pe planeta asta decât când aud pe cineva, când constată că s-a întâmplat, nu știu, și la serviciu sau acasă sau peste tot, ăla-i de vină. Măi, nu mă interesează. It's done. Da? Așa stăm în clipa asta. Hai să căutăm noi niște soluții și să nu mai săpăm, că efectiv nu contează cine e de vină. Realmente nu contează. Existând un rezultat în mod evident nesatisfăcător, trebuie rezolvat, deci chiar nu mai contează cine e de vină. Ne mai pierdem jumătate de oră, o oră, nu știu cât din viață, să căutăm vinovă pentru ce? Nici nu suntem instanțe, nu? Instanța este, da, noi trebuie să trăim în continuare împreună, trebuie să mergem mai departe, nu trebuie să ne întoarcem înapoi. Asta cred. De ce ne-am irosit? Cred că asta e lucrul care te definește, acest optimism probabil incurabil. Da, absolut. Faptul că judeci fără resentimente și probabil că lucrurile care le spui de-a dreptul în față omului te face să fii cinstită cu tine și cu drumul pe care ți-l ales. Să vezi cum uit. Dar tu ești un aspru critic și unul care să ai supărări și la care să întorci... Nu țin ranchiună. Pentru că asta desprinde din ceea ce vrei. Nu țin ranchiună, sub nicio formă, și să știi că sunt și obiectivă. Uite, de exemplu, scriind recenzii pe blog sau scriind în ziar sau nu știu ce, am avut
am autori care, știu și eu, scriam, vedeam, citeam o carte, îmi plăcea foarte mult cartea respectivă, autorului respectiv, dar după aia citeam o carte în care nu venea să cred că el, știi? Și cu tot entuziasmul pe care l-am avut în prima recenzie și a apariției care m-a înnobilat și care mi s-a părut că m-a înnebunit de plăcere și mi-a oferit niște momente extraordinare cu mine însămi și cu personajele din cartea respectivă, am scris elogios pentru ca în cartea următoare să-mi dau seama că, Dumnezeule, poate n-ar mai fi trebuit să o scrie, poate trebuia să doarmă în loc să apuce să... Știi? Așa și cu piesele de teatru, așa și cu filmele, așa și cu orice. Adică dacă spui obiectiv un lucru sau ce crezi despre un lucru, nu înseamnă că de mâine treci pe stradă și nu-l mai, nu știu, nu-l mai saluți pe Bogdan Costea de nervi că nu-l vezi decât într-o piesă. Știi? Adică, serios. Asta mi-ai zis-o bine. Adică, serios? Da. Știi? Nu știu, am petrecut o oră și 15 minute alături de tine și în fața celor care ne privesc și care ne vor mai privi, pentru că nu sunt doar cei care se uită la momentul de față. Pot să spun ca o impresie generală că am avut o audiență destul de bună și am avut și niște semnalări în ceea ce privește felul în care s-a desfășurat emisiunea. Cineva ne salută, Solomie Voichița, pe noi și la Strada TV. Noi am răspuns. Lung Victor ne transmite felicitări pentru emisiune. Florina Elena Babău, pe care cu siguranță o cunoaștem amândoi. Ne cunoaștem de pe vremea pionierilor, să știi, uite, trebuie să spune că eu am făcut cel mai fain podcast, adică eu cu tine, da, ești cea mai faină invitată tu și o să zic eu în particular mai multe. Cineva ne scrie în limba germană, nu știu să spun ce este aici, dar cu siguranță ne-a privit. Mie îmi place să cred că dialogul pe care l-am purtat, deși n-am pornit de nicăieri oarecum foarte, foarte bine țintit, că te-am întrebat la început, spune-ne despre tine cine ești și cum ești și ce impresii ți-ai făcut despre viață și despre activitate. Am ajuns în niște zone pe care nu le-aș fi bănuit până acum. Îmi place să cred că discuția pe care am purtat-o până acum a fost una foarte interesantă și care a suscitat un interes. Într-un fel este reconfortant, pentru că până acum, de pildă, dacă am fost invitat într-o emisiune, eram fie invitată că am scris niște cărți sau că am scris niște cărți în colectiv sau nu știu ce. Ți le-am adus și ție, ca să vezi că scriu și cărți și am ajuns în sfârșit la nivelul maxim de înțelepciune. Asta e vorba lui bună mea. Da. De la Mădera, zicea Maiche, zice, să ajungi tu la nivelul cel din înțelepciune maximă, zice, așa cum a fost al nu știu cine, al lui Chișmore, da, erau neamurile ei dânsa, așa cum a fost nu știu care al lui Chișmore. Deci mă gândeam, zic, da, am ajuns la nivelul maxim de înțelepciune, ca și neamul Chișmore de la Mădera. Uite, erau... am vrut să scriu, am scris niște cărți, îmi place literatura polițistă, ți-am adus să citești și tu Studenta criminală, ți-am adus să citești și Neterminatele iubiri, care e o carte scrisă în coautorat. Suntem 15 femei care scriem povestiri despre iubire, inspirate mai mult sau mai puțin, vei ghici în funcție de cum curge lectura, știi, că îți dai seama, un autor nu poate trăi fără experiențe proprii, nici măcar în scris, cât găsești acolo rupturi din realitate și cât e ficțiune. Am mai scris, însă eu vibrez în mod deosebit, poate și pentru faptul că și la ziar am scris foarte mult, am lucrat foarte mult cu poliția, îmi plăcea să mă duc la o crimă la 5 minute după ce s-a întâmplat, dacă se putea să ajung acolo împreună cu pompierii și cu salvarea, era excepțional, aveam o rețea bine pusă la punct, drept care am spus, va veni o zi când voi scrie literatură polițistă. Și a venit, sper să continui, deși sunt mult prea risipită în foarte multe lucruri pe care le fac și probabil că... Mai sunt două comentarii, trei, pardon. Paula Irina Barata ne adresează felicitări și noi vă mulțumim. De asemenea, drăguț. Lia Faur ne spune ce în felul drăguț. Următor, nu aș fi atât de îngrijorată că tinerii nu citesc, alta e problema, ce anume citesc și cum își folosesc informația. Lia chiar are, da, Lia chiar este expertă în privința asta, pentru că ea chiar lucrează cu tineri, chiar este la catedră și știe ce spune. Eu însă am reținerile mele, pentru că eu lucrez cu proprii mei copii și cu prietenii lor și văd lucruri interesante, pozitive, dar văd și unele lucruri care n-au cum să ducă. De asemenea, Paula Irina Barata revine și spune și eu am citit Neterminatele iubiri, mi-a plăcut mult. Draga de ea, bravo. Da. Ei, o să o citească și Bogdan Costea, ce să vezi? Nu, o să citesc pentru că mi-a stârnit interesul și ce nu pot să o las așa.
Eu, Jenny, îți mulțumesc pentru faptul că ai fost alături de noi. Iată, se face o oră și 15 minute de când sporăvăim aici, așa cum bine ai Serios? Făcut promovarea emisiunii ediției de astăzi, când ai spus ne vedem în vitrină, să nu dormim. Îți mulțumesc pentru faptul că ai făcut această reclamă. Eu mai am de adăugat faptul că alături de noi, de mine și de Cristi, în vitrină se află sistemul medical MedLife Genesis, alături de agenția imobiliară Acasă, precum librăria Corina, BioSuite, Vatra Caldă, care e într-o mică perioadă de concediu până când își revin și după sărbătorile de iarnă, Cramele Mini și Moderat, Baloagheza și Quartetul Adagio, Chic by Vali Cioban, sunt toți partenerii pe care i-am avut de la bun începutul emisiunii. Librăria Corina, cum v-am spus, ne-a oferit cărțile. De data aceasta a venit și Jenny Bărdaș Crainic. Da, absolut, cu, așa, cel puțin așa mă știu toți. Da. Cu cărțile ei și fac promisiunea pe care ea mi-a inoculat-o, cum că voi citi cartea, dar nu la presiunea ei. Eu aș mai face încă o completare a ceea ce înseamnă ediția de astăzi. Respectiv, ne propunem ca în proiectul radio Drive Time la Joy FM, Drive Time PM la Joy FM, în fiecare zi de miercuri să inserăm o rubrică ce are în vedere informarea și ținerea în aproape a activităților și evenimentelor care se întâmplă cu ocazia Capitalei Europene a Culturii Timișoara 2023, cum de asemenea lunar îmi propun să aduc în podcastul în vitrină un curator, un operator cultural sau un artist participant în această dimensiune imensă, ceea ce înseamnă Capitala Culturală Europeană, e aici la 50 de kilometri, și de asemenea să mulțumesc faptului că cei de acolo, organizatori, staff, bordul de conducere, îmi oferă sprijin nu numai mie, ci tot ceea ce înseamnă organe de presă, emisiuni, podcasturi sau alte mijloace de informare. Voi, pentru că sunteți alături de noi, vă mulțumesc încă o dată. Noi să ne reauzim și să ne revedem cu bine pentru ceea ce am făcut în seara aceasta. Da. Dar nu scap, pentru că întrebarea finală este: în vitrină sau în fața ei, Jenny? Băi, mie îmi place aici la voi, știi? Adică... La noi e în spate. Da. Nu am avut nicio problemă să fiu absolut, știi? Ca și când ne trebuie ori în față, ori în spatele camerelor de luat vedere. Nu e nicio problemă. Să fim. E cea mai bună remarcă. Să fii, să fim. Vă mulțumesc, prieteni. Ne vedem săptămâna viitoare cu Toni Ilica, cel care mi-a fost diriginte și profesor de limba română. Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie. În medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut.